Probabil tem tempo ca pentru Cornel. Ca să spui mai zic mai puțin. Dar spunem mărit să fie Doamne. Seara asta pentru mine e un bonus, ca să fiu aici la închinare cu voi. Eu am fost aseară, dar mă bucur pentru grupul Ebenezer, pentru fratele Ionic, că nu ne-am întâlnit de atâția ani. Știți ce l-am întrebat? Nu vrei să cântăm o cântare împreună? Și el a spus, n-aș vrea să strig cântarea. Eu am mai cântat cu el, fratele Ionic, cu Duman, el predică acum. Ne-am fost aici la Cojeuț cu ani mulți în urmă și mi-aduc aminte bine. Am cântat împreună. Și a rămas amintiri frumoase. Dar mă bucur că în seara asta sunt aici împreună cu el și împreună cu fratele Cornel și împreună cu grupul Ebenezer. Dar cel mai important e că Domnul e prezent. Și aș vrea să vă spun ceva. În urmă cu mulți ani când am fost aici, eu am avut aici amintiri frumoase și cu toate că n-am să pot să cântăm toate cântările care au fost solicitate. Dar am un frate aici, un prieten, care mi-a spus, ascultă-mă, măcar o cântare. În urmă cu 20 de ani, m-a pătruns. Și aș vrea să cânți măcar o cântare. 20 de ani în urmă și să nu uiți o cântare. Știți că azi vin oameni și ascultă câte o cântare, câte o predică, ieși afară și întreb, ce s-a predicat? Ce s-a cântat? Nu știu. Cum a fost? Bine. Dar ca să mergi într-un loc și să spui frații, să spună oamenii, 20 de ani n-am uitat cântarea. Ai cântat multe, dar dintre toate este ceva care m-a răscolit. Și în seara aceasta îi mulțumesc Domnului pentru fratele Ilie. El mi-a spus, vin mai rar la biserică. Eu am să vă întreb acum, vă provoc. Vă bucurați că El este la biserică? Nu toți? Vă mai întreb o dată, vă bucurați că El este la biserică? Hristos mântuiește pe toți. Și am vrea... Eu am avut o părtășie azi cu El și am vorbit cu El și ce am spus? Dumnezeu nu-i place ca să mântuiască sfinții. Dar Dumnezeu îi place ca să mântuiască păcătoși. Sunteți de acord cu mine? Fiindcă atât de mult ai învit Dumnezeu lumea, seara a fost cuvântul așa de minunat. Dar am vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Eu mă bucur că fratele Ghiții e aici. Și aș vrea ca să nu mai lipsească niciun moment din casa lor. Și primiți-l. Și dacă mântuirea Domnului se va revărsa, și pe minunea rușinii că am fost, ca să vă spun, se va revărsa peste toți. Dar în mod special, dacă Dumnezeu va mântui, tu și eu n-am niciun drept să comentăm nimic. Că mântuirea e a Lui. Și am vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Eram în America și eu de aici. Eram în America și când eram în America stăteam într-o cameră cu el și cu fratele Victor și m-am dus, mă zbăteam odată că era problema. Era noi, era biserică. M-a sunat cineva și mi-a pus multe întrebări. Și m-am dus la fratele Alec și a zis, băi, tu ești mai, numai luminat, ca să nu mă înțelegeți așa. Om care te-a ispit de atâtea probleme. Ce să fac? Că trebuie să-i dau un răspuns la cineva. Știți ce m-a sfătuit? Și m-a sfătuit și l-am înțeles. Și la ora actuală problemele s-au rezolvat. Și zice, pentru că sunt oameni care știu să pună lucrurile așa cum Dumnezeu îi călăzește. Și vreau seara asta ca Dumnezeu să binecuvinteze aici biserica voastră. Amin. Și să lase mântuire. Amin. Să lase mântuire. Amin. Nu numai peste cei care poate spun că nu eu vin și marți și joi și vineri și când mai vin, vii, pentru că ai nevoie de mântuire, Dumnezeu să mai aducă fiii risipitori înapoi. Și Dumnezeu să-i mântuiască pe toți. Cântarea care spune așa, e veche, ascultați-mă. Spune așa, dacă n-aș avea nădejdea, ce mă ține neîncetat, în cuvântul tău de amor, mai curat și împlăcărat, n-aș avea nici când, Iisuse, n-aș putea pe care am înaintat, dar iubirea care ne ajută să înaintăm pe care este numai Dumnezeu.
și am vrea ca El să fie lăudat în toate. Amin. Ce vă ține încetat?